echipa de polo Steaua București a cucerit primul trofeu al sezonului, adăugând în vitrină cea de-a 12-a Cupa României. Roșialbaștrii s-au impus la penaltiuri în fața rivalilor de la CSM Oradea cu scorul general de 10-9. Negran și compania l-au făcut pe antrenorul Aurelian Georgescu să sară îmbrăcat în bazin după ultima lovitură de departajare ratată de cei de la Oradea. Emoții la penaltiuri după ce ați pățit anul trecut? Emoții foarte mari, pentru că am avut foarte multe ocazii în timpul regulamentar. Dar până la urmă, cu ajutorul portarului nostru, care a prins niște sărituri, pot să spun, extraordinare, am reușit să câștigăm. Sincer, mi-aș fi dorit să-i ajut la ultima fază și pe parcursul meciului să nu fi ajuns în postura aceasta de a câștiga finala la penalti. Ce pot să spun, la aceste lovituri de departajare, noi ca portari suntem avantajați. Presiunea mai mare este la jucători, pentru că la noi un gol luat din penalti totuși este un penalti și nu este atât de dramatic, să spun așa, pe când o ratare la ei este mult mai importantă. Am intrat, pot să spun, mult mai montat față de anul trecut, cu mai multă încredere, chiar dacă, la fel ca și anul trecut, noi eram favoriți la câștigarea acestui trofeu. Am jucat și în bazinul propriu, un alt avantaj mare. Nu am lăsat de data aceasta presiunea să ne apese prea mult, în așa fel încât să ratăm și acest trofeu. Și asta a contat în final cel mai mult. Pentru Steaua au marcat în timpul regulamentar Negrean și Mihnea Gheorghe de două ori, Pavel Popescu, Andrei Prioteasa și Francesco Iudean. Iar la penaltiuri au înscris Negrean, Mihnea Gheorghe și Fulea. L-am trăit la o intensitate imensă datorită faptului că ba eram, câștigam de 2-3 goluri, ba era egal. La loviturile de departajare, unul dintre golurile celor de la CSM Oradea a fost marcat de internaționalul român Vlad Georgescu, care a jucat împotriva echipei antrenate de tatăl său. Asta e viața. Sperăm ca următorul an să ne rezerve alte surprize mai frumoase. Îl aduceți la Steaua? Sper. Sper să vrea și el. O să vedem. Deocamdată este la Oradea. Este foarte bine cum se comportă. Este profesionist. La sfârșitul campionatului o să vedem ce vom face. Bănuiesc că îi place mai mult lângă tatăl lui și lângă majoritatea coechipierilor de la echipa națională. Clubul sportiv Steaua se alătură asociației Magic în derularea unei campanii umanitare care vine în ajutorul copiilor cu afecțiuni grave, dar și a familiilor acestora.